Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Iată, astăzi am ajuns la puietul pietrificat. Este ultima afecțiune pe care o știu eu. Ce este important de știut la puietul pietrificat este că seamănă foarte mult afecțiunea cu puietul varos, numai problema este că tulpina mucegaiului, agentului patogen, este tot o ciupercă. Toată diferența este că puietul afectat de această ciupercă se lipește foarte tare de celule și față de puietul varos, albina nu poate să o curețe afară. Deci, soluțiile cu care strupim ramele nu ajută în acest caz. Această ciupercă poate fi găsită și în alimentele umane. Deci este singura afecțiune albinelor care poate afecta și omul. Deci când se lucrează cu astfel de familii bolnave, e posibil ca și omul să aibă de suferit. Prea mult nu avem ce face, trebuie să sporii de mucegaiuri și de ciuperci există peste tot, mai ales după ce albina trece de o iarnă grea și umedă. Deci ar fi bine să menținem cât de cât umiditatea scăzută în stup, ca și la puietul varos de fapt. Această afecțiune nu are tratamente deocamdată, doar prevenire prin lucrările apicultorului. În mod normal, o familie slăbită are de suferit, adică o familie foarte slabă care are și alte boli. În general, toate bolile acestea, vedeți că unele au perechi, cum am vorbit despre varoa, are Acaparis acarapis udi, deci Nosema are amibiaza. Ca și puietul varos are un frate, puietul pietrificat, despre care am zis câte ceva. Ce putem noi face? Am ajuns la final cu bolile respective, am enumerat toate bolile care ar fi posibile, unii cauzați de factori, alții de neglijența apicultorului. De acum voi trece la intoxicații ale albinelor, care în mod normal nu mai are legătură cu bolile. Intoxicațiile sunt afecțiuni care apar din mediul exterior. Ce trebuie să precizez este că la puietul varos și la, în general, la puietul varos, antibioticile, deci familiile tratate cu antibiotic, ca și la om, scad relativ puterea de autoapărare a albinei, adică flora intestinală cu antibiotic este distrusă și astfel nu se mai poate apăra eficient nici în cazul bolilor care intră de obicei prin intestin. Deci de data viitoare trec la intoxicații, până atunci numai bine. Sper că cei care ați urmărit filmele despre boli să înțelegeți că familiile nu se pot lăsa netratate sau cât mai mult având foarte riguros igiena în stupină. Asta vă las și numai bine, pe data viitoare!